Cosmin Popescu, candidatul Partidului Social-Democrat Gorj, a reușit să câștige alegerile și să-și reconfirme mandatul cu un procent de 46,11%. Dintr-un număr total de alegători care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscripția electorală, vorbim de 168.086 de persoane, numărul total al voturilor valabile exprimate a fost de 161.023 de persoane, iar voturi nule au fost 6.961. În urma voturilor gorjenilor, rezultatele sunt următoarele. Partidul Social Democrat a obținut 74.504 voturi pentru Consiliul Județean, un procent de 46,27%. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, 1.538 de voturi valabile exprimate, reprezentând un total de 0,96%. Partidul Național Liberal a obținut 42.918 voturi valabile exprimate, reprezentând un total de 26,65%. Rezultatele anunțate pe 9 iunie indică faptul că în Consiliul Județean Gorj vor fi reprezentate trei partide: Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și Alianța pentru Unirea Românilor. Așadar, Partidul Social Democrat a obținut 16 consilieri județeni, 15 plus 1 la redistribuire, Partidul Național Liberal 9, iar Alianța pentru Unirea Românilor are 5 consilieri județeni. Iar în urma redistribuirii, situația finală este următoarea. Partidul Social Democrat 16 mandate atribuite pentru acest partid, Alianța pentru Unirea Românilor 5 mandate atribuite, deci încă un mandat în plus la redistribuire, iar Partidul Național Liberal rămâne cu 9 mandate de consilier județean. Și foarte repede o să vă citesc și persoanele care a obținut un mandat în urma alegerilor desfășurate pe 9 iunie în Gorj. Din partea Partidului Social Democrat, Popescu Cosmin Mihai, Davițoiu Dragoș Virgil, Niculescu Bogdan, Cornoiu Sabin, Mordușanu Constantina Anca, Nichifor Gheorghe, Cuțitoiu Marius, Bucălete Gheorghe, Călinoiu Ion, Rușeț Ion, Mrejeru Marcela, Hanu Dorin, Miseirescu Maria, Semănarul Codruț Marius, Brăilă Dumitru și Tălău Ioana. Din partea Partidului Național Liberal, Ion Iordache, Iulian Vasile Popescu, Robert Dorin Filip, Ionuț Alin Cărăgui, Elena Gabriela Târsu, Ion Liviu Cotoșman, Claudiu Gabriel Soare, Daniel Burlan, Elena Andra Firan. Iar din partea Alianței pentru Unirea Românilor, AUR, Adrian Zorlescu, Ionelia Florența Priescu, Vasile Mircea Ceambur, Ștefan Geamănu și Ionuț Alin Dodemciu. Din viitorul Consiliu Județean Gorj vor face parte 21 de consilieri județeni. Momentan, ordinea poate fi schimbată pentru că sunt candidați care se vor retrage de pe liste.